foarte bine plătiți acasă, dar nu sunt niște noastre, nu sunt niște noastre. Nimic nu, poate nu înțeleg. De ce sunt aici? Ce rol au? Și am dat un text, v-am spus un text din Vechiul Testament, cum a fost cândva să fie îngropat un mor, așa de către familie, și văzând aceștia o ceată de moabiteni care intrase în țara, în Israel, s-au speriat și au mâncat mortul lor lângă din acolo trupul lui Elisei, moaștea lui Elisei, ucenicul Sfântului Ilie Prorocul. Și când s-a atins trupul de oase lui Elisei, acesta a înviat. Deci iată ce rol au Sfintele Moaște. Sunt dătătoare de vindecări, de tot felul de boli. Dătătoare de viață. Pentru că în Biblie mi se spune că sunt prieteni lui Dumnezeu. Și aceștia stau la masă cu Dumnezeu, în momentul ăsta. Dacă noi cerem ceva la Sfântul, zic, Siloan Antonicu sau la Sfântul Spiritor, el poate spune, Doamne, uite, Ion și Maria au nevoie de putare lucruri sau zbolnă, te rog, ajută-i, îi pot mijloci. Știți, și când vine cineva la noi și spune, uite, ajută pe putare, care are nevoie. Și dacă nu facem pentru acel om, o facem poate pentru prietenul care ne-a rugat să o facem pentru acel om. Și acum vă spun doar ce bol tămăduiesc Sfinții pe care i-am prezentat pe foarte pe scurt de la trecută. De exemplu, Sfântul Spiritor pleacă, merge în toată lumea ca să îi ajute pe toți oamenii și uneori chiar nu se află în Sicriu. Se află pe insula Corfu. Și atunci când nu se află în Sicriu, raca nu se deschide. Așa ni s-a spus de acolo. Deci este gravnic ajutător. Sfântul Nectarie, în special vindecător, mare vindecător de cancer, dar și de alte boli, să știți. Și v-am mai spus câteva lucruri, întrebări frumoase, nu le mai repet astăzi, cu Sfântul Nectarie, Sfântul Efrem cel Nou, iarăși, este un sfânt nou pentru noi din Evie. Acesta îi izbăvește pe cei cuprinși de întristare și depresie. Este luminătorul celor care învață, care au examene sau încercări. Ajută pe cei nedreptățiți sau în procese. Îi ajută pe cei care vor o locuință sau un serviciu. Este ocrotitorul familiei și a celor nevoi și vindecătorul celor care suferă de boli, incurabile. Și sunt acatiste pentru fiecare aceste cereri. Sfântul Ioan Rusu, iarăși, mulți n-au auzit Sfântul Ioan Rusu, pe insula Evia. Vindecă paralizia, alungă deznădejdea, vindecă copiii încercați de boală, tămăduiește pe cei demonizați, vindecă tulburările minții, ajută pe creștinii prigoniți, întoarce copiii acasă, e luptător împotriva înșelătoriei, furtișacului și a nedreptății, îmbracă pe sărași și hrănește pe cei plămânzi. Două vorbe să vă spun despre Sfântul Nicolae și despre Sfântul Mina. Știți, îi cunoaștem Sfântul Nicolae, arhiepiscopul Minor Lichiei, e sărbătorit în 6 decembrie și este numit prietenul copiilor. Și poate nu mai spus de o dată povestea aceea, era o întrebare, dar e adevărată, la mijlocul secolului trecut, când niște tineri s-au adunat ca să sărbătorească Revelionul și o tânără Zoe, la o tânără nu i-a venit partenerul. Și chiar Nicolae se chema acela. Și a făcut, a luat icona Sfântului Nicolae și a dat sac cu ea și a înțepenit. Deci s-a uit o bufnitură puternică, așa, parcă a fost pulgerată și tot s-a rupt-o la fugă. Deci de la Revelion și până spre Paști, au încercat cu rugăciuni, cu oameni de știință, oameni să vadă, erau atei, o Rusie ateistă atunci, au încercat să o ajute și n-au reușit și la sfârșit, cine a venit ca să o ajute? Era poliția acolo, nu puteai să intri și a venit un bătrânel, un mărunțel și i-a rugat să lase să meargă și el, să o vadă pe Zoe și nu a vrut să o adulețe. Și pe iarăși mesă, tot așa i-am rugat și este bine, du-te, dar nu-ți fac eu. Și a mers, pe timpul milițienismului, de ce nu mai este bătrânelul?
fereastră și a văzut că fata și-a revenit. Și acel bătrân, de fapt, era Sfântul Nicolae. N-a mai ieșit pe ușă. Deci este gravnic, ajutător și trebuie să îl chemăm în rugăciune noastră, pentru că îi hrănește pe flămânzi, îi eliberează pe cei loviți, îi pe cei goi și păzește casele și gospodăriile. Când mergi de acasă, spuneți așa, Sfinte Nicolae, grijă de casa noastră, de casa mea. Și el, să știți că are grijă. Și musulmanii îl cinstesc, ca și pe Maica Domnului. Sfântul Mina. Toți știți multe lucruri despre Sfânta Mina. Este un apărător al dreptății și aduce lucrurile înapoi. El a fost guvernator militar. Vindecă neci ulcerul de stomac, înmulțește grâul, făina și un de lemn, în vorba aceea. Deci e dătător de belșug. Mi se spune că în nordul Africii, când a fost al doilea război mondial, s-a dat o bătălie la El Alamein. Generalul german, al armatei germane, era Rommel. Un om foarte rău și nu putea să-l privească nimeni. Mâna dreaptă lui Hitler. Și ce să vedeți? Că acolo, în localitatea aceea, deci era de fapt această denumire de El Alamein însemnează locul lui Mina, la 100 de kilometri de Cairo, deci în nordul Africii. Acolo s-a dat o luptă puternică, au venit 10.000 de greci ca să sprijinească pe egipteni și se afla în apropiere o biserică a Sfântului Mina. Soldații greci și-au, înainte de luptă și-au făcut cruce și-au cântat Apărătoare Doamnă. Să vedeți minune. Grecii au mins pe nemți. Englezii au construit că împreună autorul acestei biruințe a fost și Sfântul Mina. În acea noapte, Sfântul Mina a ieșit din bisericuța sa, călare pe calul său alb, în fruntea soldaților și a demitarilor elini și a nimicit puterea armatei germane. Deci a mers în fața armatei, călare pe calul său alb. Sigur că face foarte multe minuni și o minune foarte mare atunci când a fost omorât. În noaptea aceea, era domnitor Diocletian, armata gardelui pretoriană s-a răsculat și l-a dat jos de la putere. Deci când l-a omorât pe Sfântul Mina, în noaptea aceea a căzut Diocletian. Și după aceea știm că a venit la putere împăratul Constantin cel Mare și a dat libertate creștinismului. Deci iată ce minuni face Sfântul Mina. Și multe, multe, multe sunt cărți cu minunile Sfântul Mina. Deci trebuie să îi chemăm în ajutor. Deci, de ce răzmii de Sfință să nu mai vorbesc? Și în cealaltă duminici avem aici cu mâna Sfântului Luca al Timei pentru închinare. Deci, rugați-vă Sfinților, chemați în rugăciune, citiți acatistulor, acatistelor și o să vedeți câtă putere vă dă și cum veți simți ajutorul lor. Vă doresc un post binecuvântat. De mâine nu se mănâncă carne, se mănâncă doar de post. E o vreme a pregătirii și trupești, dar în special cele sufletești. Vă aștept și la spovedanie, la împărtășanie și să fii mai bun. Atenție mare, prima săptămână o să fie agitație mai mare și în ultima săptămână. Nu vă mirați dacă mi se mai întâmplă ceva așa, diavolul răgnește ca un leu căutând pe cine se întindă. Și atunci din partea fețele alate, ca să renunțăm la post și la rugăciune. Deci prima săptămână și ultima o să fie un pic mai greu. Dar cu ajutorul Hristos, a Maicii Domnului și a Sfinților, nu va exista piedici foarte mari. Vă mulțumim pentru prețul pentru Duminica.